De ce nu tunzi iarba pe lângă ce cultivi, să zicem, frăguțe, căpșune, zmeură și alte minuni? Pentru că iarba aia care crește aiurea și se încolăcește și trebuie să alergi după ea, să o stropești, să o dai, să o scoți, ea se încolăcește pe iarba aia care n-ai strâns-o. N-ai adică nu mai aranjezi viitorul ca și cum ar fi aranjat și a strămoșilor. Pământ e ca și cum așa e. E pământul vechi a vrăjitorilor, unde magic creștea totul, se aranja. Da? Nici nu de tine depinde până la urmă, ca și cum așa e. Te ajută strămoșii, te înțeles și crește minunat. Acolo e. De-aia nu rupi pe lângă. Lași așa sălbatic. Ai să vezi. Și asta e pământ, e raiul. E colțul de rai. Ok.